Arhiva de Istorie Orală și Antropologie Culturală a grupului care poartă numele, același nume ca și Arhiva, nu? Acestui grup este, ca să zic așa, rezultatul unei munci de peste câteva decenii, trei decenii, deci deja foarte mult timp. Ea a început cu propriile mele cercetări, când nu eram încă un grup, în 91, când eu am început să fac interviuri de istorie orală pe tema Bărăganului, și în 1998 am avut ocazia să organizăm un grup, să organizez un grup la Fundația Treia Europa, la invitația doamnei Adriana Babeț. Am creat acest grup cu studenți care erau atunci la sociologie, la filozofie, la litere, la istorie, la lucrau la ziaristică, chiar mai târziu unii dintre ei s-au inserat un grup și scopul acestui grup era de a fi un pandant la ceea ce se făcea în fundație pe partea literară. Deci, memoria culturală, istorică și memoria pur și simplu a oamenilor care puteau încă să povestească despre trecutul lor, despre viața lor. Deci am mers pe principiu că am intervievat oameni foarte în vârstă, iar intervievatorii au fost la antipod, erau oameni foarte tineri. Deci din capul locului era un mare decalaj temporal între generațiile care au intrat în felul acesta în dialog. Sigur că am făcut și o pregătire metodologică, cum se face un interviu. Eu aveam deja o experiență de 7 ani și a fost ocazia să o împărtășesc cu altul și să putem acoperi o arie mult mai mare, mai extinsă de cercetare. Deci, să o extindem la întreg Banatul. Principiul a fost să mergem pe grupurile etnice, pe comunitățile etnice, dar în fiecare comunitate etnică am urmărit o altă diversitate interioară a grupului, care este socială, oameni din elita grupului, oameni care îi reprezentau oficial, oameni care erau pur și simplu oameni ai acestei comunități, acestor comunități etnice, religioase, deci confesionale. Și aceasta era un factor de diversitate. Și, sigur, de femei și bărbați. Deci am prins atunci, în 98, generația care era născută pe la 1910-1920. Am mai găsit persoane care puteau povesti. Și cum acest grup a continuat să activeze până în 2017, sau mai, când eu am încheiat activitatea de predare la universitate. În 2009, arhiva care s-a constituit până în 2009 a trecut a fundației, pentru că fundația și-a încetat existența, a trecut la Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale de la Universitatea de Vest și diversi membri din grup, din care aș aminti pe câțiva, pentru că unii au rămas până astăzi. E un nucleu dur al grupului care a activat până la zi, ca să zic așa. Deci e vorba de Adrian și Roxana Onica, care atunci era Pătrașcu, de Simona Adam, care e și a continuat să fie secretara cumva grupului și de la centrul acesta interdisciplinar de studii regionale, Gilda Vâlcan, Ramona Magheț, Mihaela Sitaru, Florina Jinga, Antonia Comlo și Mihai Crâsnic, pe care Ștefana Oana Neamțiu. Interviurile au fost pe casete. Noi am lucrat la început pe casete. Abia prin 2010, cred că au început să existe digitalizate, să facem în format digital direct aceste interviuri. Când eu am ajuns la... am încheiat în 2015 oficial, atunci am trecut la Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran din Timișoara. Acolo am pus pe picioare o colecție
pornind de la această arhivă în care au intrat pe parcurs și interviurile studenților care au lucrat cu mine la un curs de antropologie culturală din 97 până în 2015. Îți lumini de tine, ar trebui să ne facă empatici, ar trebui să ne facă să ne identificăm cu alte lumi, cu alte destine, pentru a ne înțelege mai bine propriul destin. Să poți să compari propriul destin cu al celorlalți și să poți să relativizezi și succesele și poziția ta eventual de reușită socială, să poți să vezi că ea poate fi oricând contrabalansată de alte întâmplări mai puțin fericite și să poți să vezi că există traume și mai mari în istorie și există oameni care au suferit și mai mult decât poți suferi tu acum și să-ți, dacă vrei, eu zic că e un întăritor memoria, e un leac, e un remediu care are și ca orice remediu și partea lui de otravă, pentru că trebuie să înghiți otrava suferinței, nu puțină, făcută de alți oameni oamenilor, asta vreau să spun neapărat, pentru că asta e dramatic în istorie, că oamenii pot să facă atâta rău oamenilor și că înghiți acest rău al istoriei, sigur, într-o formă edulcorată, am spus. Noi nu mai ajungem... Deja când omul povestește, când poate povesti, înseamnă că a făcut un pas dincolo de răul care putea să-l învingă, deși de suferința care putea să-l desfințeze ca om. E deja povestind, deja îți recuperezi un statut, un statut de individ și noi asta am vrut să facem, să le dăm acestor oameni care au avut un destin o voce, o voce care să fie la fel de importantă cu acelor care au fost, între ghilimele, importanți în istorie. Un parcurs foarte lung, foarte greu, care cere și celui care editează și asta o permanentă revenire la alte surse, pentru că cheia a ce am învățat noi împreună și am învățat și eu și am învățat și de la Valeriu Leu este să confrunți sursele memoriale cu alte tipuri de surse, ce e în ziare, în aceeași epocă, nu? Ce se scrie în ziare, ce se scrie în cărțile de istorie despre asta, să vezi această distanță uneori enormă între istoria oficială și istoria trăită de om.